La ediția 7 a Scutului Bucovine au luat parte echipele CSŞ Bârla, CSŞ Gura Humorului, CSM Suceava, LPS Suceava, Școala Ipotești, Școala Udești, Școala Cornul Luncii și Club Venus Ruibii Piatra Neamț. Participanții, băieți și fete, s-au duelat pe parcursul a 4 ore la categoriile de vârstă sub 16 ani, sub 14 ani și sub 12 ani. Scutul Bucovinei a fost organizat în acest an de profesorul Codrin Prorociuc, cu sprijinul Școlii Gimnaziale Academician Haralambie Mihăescu, din Udești, Primăriei Udești, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Suceava și al Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Vremea a ținut cu noi, aseară am avut un pic emoții, a plouat, dar vremea este bună. Mulțumesc tuturor colegilor mei care au putut să participe la această competiție. Sper că competiția să devină în viitor mult mai, cum să spun, să intre în inima oamenilor din Comuna Udești și sperăm că în viitor să mai atragem copii și să mai facem și alte competiții în această zonă. Competiția a fost susținută financiar și de foștii mari ruibiști suceveni, Viorel și Mitică Negru, originari din Comuna Udești. E extraordinar să fii acasă și așa nu am fost de mult, să găsești terenul plin de copii, plin de lume de peste tot din Moldova. Chiar am înțeles că și Bârladu a ajuns acum. E un lucru frumos. Și fete și băieți și competiția văd că foarte bine organizată. Copiii cu dorință de joc și de victorie, bineînțeles că scopul fiecărei competiții este ca cineva să câștige. Mă simt bine, când vin acasă tot timpul mă simt bine, dar chiar acest lucru că s-a făcut această competiție aici la noi în comună este un lucru care chiar ne place și ar fi bine să reușim să ținem tradiția și să avem bani de an acest lucru. La evenimentul de duminică a participat și directorul de dezvoltare pe zona Moldova, Gabriela Bălan. Mi se pare o acțiune foarte frumoasă. Aș dori să felicit organizatorii, în primul rând, pentru munca depusă. Eu am organizat două turnee la Iași și știu ce înseamnă să umbli și să cauți, să convingi, să inviți lumea, să-i suni și în al 12-lea ceas să-ți confirme că participă sau nu. Sunt foarte încântată că vremea e frumoasă, copiii sunt foarte mulți, echipele joacă, totul este superb. Noi tot timpul spunem că cele mai mari valori pleacă din Moldova. Inclusiv cei de la București ne spun lucrul ăsta. Dacă nu se face rugby în Moldova, nu mai avem grămadă. În schimb, trebuie să venim să implementăm în cel mai mic sătuc, să implementăm rugby, începem cu rugby tag și apoi să facem cât mai multe echipe de mini rugby. Cred că dacă am crea cât mai multe echipe, am putea să facem turnee regionale și atunci costurile ar fi mult mai mici decât să faci o deplasare până la Cluj, mai degrabă te duci până la Iași sau până la Pașcani. Asta este părerea mea. Scutul Bucovine a fost organizat prima dată în anul 2009 la inițiativa fostului președinte al Asociației Județene de Ruibi Suceava, Bogdan Manea. Precedentele 6 ediții s-au desfășurat în Suceava, Adâncata, Valea Moldovei și Cornul Luncii.